Ultimele săptămâni au fost extrem de tensionate pentru cuplul format din Ana Maria Prodan și Laurențiu Reghecanf, după ce au apărut numeroase zvonuri privind divorțul dintre cei doi. Principalul motiv pentru care soții au luat în considerare o despărțire este o presupusă relație extraconjugală pe care antrenorul ar avea-o de ani buni. În timp ce Laurențiu Reghecanf preferă să nu comenteze toate aceste zvonuri, Ana Maria Prodan vorbește deschis despre acest subiect. Se pare că totul ar fi pornit de la o afirmație a lui Gigi Becali, care susținea că Reghecanf are o amantă de 8 ani de zile și ar fi deschis acestea un salon de înfrumusețare. Florentina Raiciu, presupusă amanta lui Laurențiu Reghecanf, este o femeie extrem de sensuală care se poate mândri cu un trup de milioane. A pozat în revista pentru adulți Playboy și chiar a activat o perioadă în televiziune ca asistentă TV la Antena 1 în emisiunea Splash Vedete la apă. În ciuda faptului că toată lumea vorbește despre această legătură în mod neoficial, Ana Maria susține că nu o cunoaște pe amanta lui Reghe. Pe de altă parte, impresara are cuvinte dure la adresa femeilor implicate în relații extraconjugale. Nici măcar nu am văzut-o în viața mea. Au cursat în subiectele. A bătut-o Prodan, i-a rupt salonul, i-a spart o prostie. Nu am văzut-o niciodată pe femeia asta, nu am primit niciodată un telefon acasă de la ea. Dacă cine a aruncat vorba asta a crezut că o să-mi distrugă căsnicia și o să-mi distrugă pe Reghe ca imagine, s-a înșelat. Raiciu nu a existat în discuțiile familiei noastre. O singură dată am întrebat când existau discuții în oraș dacă o știe pe fata asta. Am intrat amândoi pe Google și ne-am uitat cine e. Vi se pare că Reghe s-ar preta să se combine și să dea banii copiilor lui unor gunoaie? Nu știu dacă cineva mă judecă, însă pentru mine o femeie care nu are demnitate, mândrie, este o femeie care nu a muncit o zi și care stă cu picioarele deschise. Eu nu am văzut nimic ca să zic că a avut dreptate pe Cali, a declarat Ana Maria Prodan. Soția lui Reghecanf consideră că toate aceste zvonuri vin din partea unor oameni care își doresc să-i facă rău familiei sale. În plus, Ana Maria Prodan a ținut să menționeze că relația dintre ea și soțul său este una bazată în continuare pe dragoste.